Bezele, dragi prieteni, o nouă ediție, după ce de la ora 12.30 Părintele Calistrat Chefan de la Mănăstirea Vlădiceni, ca de obicei invitatul nostru tradițional, ne-a încântat pe zona religioasă, pe zona de spiritualitate. Noi continuăm șirul edițiilor în platoul Bezie Live și iată, în acest interval vine zona educațională, zona culturală, religioasă, istorică. Pot să vă spun că am depășit pragul celor 800 de ediții moderate pe acest segment. Astăzi, și mulțumesc, e pentru prima dată în platoul Bezie Live, un reprezentant al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. L-avem în fața dumneavoastră pe domnul conferențiar universitar dr. Dan Octavian Spânu, domnia sa prorector, iată proaspăt prorector cu activitatea didactică și calitatea în învățământ la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Mulțumim, domnule profesor, sunt convins că avem un dialog mai mult decât interesant și fructuos. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua spectatorilor dumneavoastră. Cu o mare plăcere invitația, îl salutăm și pe domnul rector, domnul profesor Aurelian Bălăiță, îi mulțumim și ținem aproape o colaborare foarte bună. Ne dorim să promovăm educația, ne dorim să promovăm cultura, artele sunt elemente esențiale în evoluția unei națiuni. Pentru început, domnule profesor, așa cum am schițat noi tematica dialogului nostru, să vorbim despre fondare, să vorbim despre cei 161 de ani. Deja, iată, anul trecut a fost un moment important pentru instituția dumneavoastră și cu aceste aspecte aș dori să începem. Da, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, înființarea ei, evoluția ei de-a lungul timpului stă sub semnul tradiției și modernității. Da, este o expresie destul de uzitată, puțin devalorizată din cauza asta, dar ea se aplică într totul istoriei acestei universități și suntem într-un oraș universitar cu lungă tradiție, așa că ieșenii trebuie să fie mândri de universitățile Iașului și, de ce nu, să cunoască istoria acestor universități care este legată direct de viața culturală și spirituală a orașului. Sunt o serie de fapte poate mai puțin cunoscute, aș dori să le punctez foarte succint. Vă rog. Învățământul superior artistic a început în Moldova încă din 1836, când s-a înființat conservatorul filarmonic dramatic, așa se numea el atunci, dar adevăratul învățământ superior modern a luat ființă în 1860, odată cu decretele pe care domnitorul de atunci, Alexandru Ioan Cuza, le-a dat. Rog regia dacă poate să pună pe fundal decretele. Pentru că le avem, te rog, Valentin. Domnitorului Cuza. Sunt niște documente foarte importante pentru istoria orașului și a țării, de ce nu? Prin aceste decrete, în 1860, se înființa școala de muzică și declamațiune și odată tot în 1860 se înființa și cea care astăzi este Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Tot atunci s-a înființat și școala de arte frumoase. Iar în 1931 acestea devin academii, apoi a urmat războiul, a fost ani grei cu întreruperi în învățământ. În 1947 știm cu toții a fost schimbarea de regim, au venit comuniștii la conducere și transformările mai puțin fericite, ca să le spun blând. Atunci aceste forme de învățământ se transformă în Institut de Artă în 1948. Au existat multe întreruperi în funcționarea lor, din păcate. Conservatorul de muzică se reînființează în 1960 abia și mă bucur că am avut ocazia să iau profesori pe unii din aceia care au stat la baza reînființării Conservatorului de muzică. În 1977 se reintroduc artele plastice în învățământul superior artistic. Transformări mari apar după 1989, cum era de așteptat. Apare
teatrul ca departament, învățământul în domeniul teatrului, mai întâi ca un departament. Tot începutul anului 90 este foarte important pentru că apar specializări noi la muzică, studiul chitarei. Chitara nu se studia deloc la Iași, în învățământul superior. Și la scurt timp, după aceea, în 1994, o mare familie de genuri muzicale, total ignorată și chiar interzisă în învățământul muzical superior și nu numai, jazzul și muzica ușoară. Deci se înființează specializare, compoziție, jazz și muzică ușoară la Iași. Intrarea în Uniunea Europeană a fost adus la schimbări foarte mari. Învățământul românesc superior s-a aliniat la sistemul Bologna și odată cu el și universitatea noastră. Au fost schimbări majore atunci. Ciclul de studii s-a împărțit în ciclul de licență, master. S-a întâmplat, a fost o situație fericită atunci, am avut un rector care a profitat de toate aceste oportunități și de finanțările mult mai generoase decât înainte, în persoana domnului profesor Viorel Munteanu, căruia universitatea noastră îi datorează mult. În timpul mandatelor sale s-a înființat și școala doctorală. Deci e foarte important ca un vector de excelență în învățământ. Școala doctorală care a căpătat o importanță mare până în 89, doctoratul nu era ceva obligatoriu, era și nu avea nicio înrăurire asupra felul în care se desfășurai activitatea. Profesorii universitari nu erau obligați să-și dea doctoratul, o făceau doar cei care aveau această dorință. Ulterior a devenit o formă de învățământ, deci mult mai mult decât era înainte, era învățământ post-universitar și era imperios necesar să avem și această formă de învățământ la Iași. Tot în timpul acela, în timpul mandatului domnului Munteanu, s-a înființat și editura universității. Este imperios necesar ca o universitate să aibă propria sa editură, unde să publice nu numai cursuri, ci și activitatea sa de cercetare și creație. În 2012 a fost un an important de restructurare. Atunci departamentul de teatru s-a desprins ca facultate de sine stătătoare, așa cum era și normal, și cele două facultăți cu profil muzical, respectiv interpretare și facultate de compoziție, au fuzionat într-o singură facultate și s-a ajuns la structura pe care o avem astăzi, care este o structură foarte echilibrată și rar întâlnită în România. Universitatea noastră are trei facultăți, câte una dedicată fiecărui mare domeniu artistic. Deci facultate pentru tot ce înseamnă muzică, facultate de teatru și facultate de arte vizuale și design. Foarte pe scurt, aceasta a fost ascensiunea, evoluția universității noastre de-a lungul timpului. Acest an școlar universitar 2020-2021 este foarte important și el, cu o serie de realizări care vor influența radical viitorul universității noastre de acum colo și nu numai. În primul rând, în urmă cu circa o lună s-a înființat Consorțiul Arte. Este consorțiul universităților cu profil artistic, învățământ vocațional cu profil artistic din România, care cuprinde 7 astfel de universități și din care una este cea de la Chișinău. Este unanim a fost dorită și acceptată implicarea celor de la Chișinău. Mă bucur foarte mult și ne mândrim noi ca universitate că lucrările constituirii acestui consorțiu s-au derulat în cadrul universității noastre și că biroul administrativ al consorțiului va fi chiar găzduit de universitatea noastră. Ce frumos! Ne bucură foarte mult. Deci am fost prima universitate înființată în domeniul acesta. Consorțiul s-a format tot la noi.
Acest consorțiu este deosebit de important și dorit de toți, deoarece o universitate singulară avea mai mici șanse să se facă auzită și să determine schimbări. Așa, avem o singură voce, discutăm problematicile legate de învățământul muzical superior și vom face demersuri împreună pentru a face schimbări și, sigur, vom fi o voce puternică și ascultată. Totodată, tot în acest an, de curând, s-a înființat și Institutul de Cercetare, un lucru grozav. Nu aveam până acum cercetători, adică cercetare se făcea, dar ea era făcută de cadrele didactice, pe lângă activitatea didactică. Sigur că ea va continua, dar era nevoie să avem o activitate de cercetare instituționalizată. Și așa cum Universitatea Alexandru Ioan Cuza are cercetători, Universitatea de Științe Medicale, la fel. Deci acum avem și noi cercetători care vor specializați pe domeniile fiecărei facultăți și avem astfel capacitatea să derulăm proiecte mult mai ample care vor fi foarte benefice pentru noi. După cum cred că se observă din această evoluție, ea este și una a modernității, pentru că constant s-au făcut eforturi de a lua aminte și de a ne adapta la schimbările sociale care au fost. Și am vizat să se înființeze secții noi, forme noi de învățământ și să funcționăm mai eficient. Sigur, nu poți vorbi de modernitate dacă nu ai o echipă dinamică, voluntară, care să fie conectată cu noutățile și cu ceea ce se întâmplă în afara pereților universității. Există pericolul să stai izolat în comunitatea academică și să ajungi să fii puțin rupt de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi în comunitate. Ne bucurăm să avem o echipă de conducere tânără. Consiliul de administrație are o medie de vârstă undeva ușor peste 40 de ani. Recordman este decanul Facultății de Arte Vizuale și Design, domnul lector universitar, dr. Adrian Stoleru, care are numai 38 de ani. Mulți ani înainte, felicitări! Și prorectorii sunt iarăși o echipă tânără în jur de, și alături cu rectorul universității, domnul Aurian Iambălăiță. Cred că ne încadrăm ușor în peste 50 de ani. Deci o echipă tânără. Știu, poate adolescenții care ne privesc acum gândindu-se să dea admitere la facultatea noastră, nu li se pare deloc că 40 de ani ar fi o vârstă tânără. Am înțeles, da. Eu mi-amintesc cum priveam și eu când aveam 16-17 ani pe cineva de 40 de ani. Nu că mi se părea în vârstă, dar nu îl priveam ca fiind neapărat tânăr. Până când am avut o întâmplare, eram cu bunicul meu în grădină, el de retica pe acolo trebuia mult, era pensionar și începuse să fie depășit puțin de muncile de gospodărie și îmi spune: of, ce n-aș da să mai fiu tânăr din nou. Și eu l-am întrebat: cât ai vrea să fii, ai bunicule? 20, 22 de ani? La care răspunsul a venit foarte vehement: nu, niciun caz. 36, 38. Așa. Și atunci am înțeles eu cum stau lucrurile cu tinerețea și cu bătrânețea, și că de fapt 30-40 reprezintă o tinerețe autentică, dar în care tot, adică ai forța și vigoarea și flexibilitatea de la 20 de ani, dar totodată ai experiență. Experiență, competență, instruire și poți duce la bun sfârșit proiecte ample. De asemenea, tot că vorbisem de asta, când m-a interesat să aflu mai mult despre programele spațiale, adolescent fiind, am fost foarte surprins că
cosmonauții din programul Apollo, din primele misiuni, aveau tot undeva în jur de 40 de ani și mi s-a părut foarte mult. Deci tot din cauza asta, pentru că trebuiau oameni cu experiență. Deci, dacă ai 40 de ani, asta poți să devii cosmonaut sau decan. Așa, bun, am lămurit-o, e clar. Deci este o echipă de conducere tânără, orientată spre performanță, conectată cu ceea ce este modern, ceea ce constituie premisele evoluției universității noastre ascendente pe mai departe. Pomeneați dumneavoastră, intervin, iertați-mă, pomeneați de an universitar și de admitere. Aș vrea, da, chiar dacă trebuie spus, bun, universitățile din Iași, dacă e să vorbim de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, așa a finalizat admiterea prima sesiune. La Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa urmează, iată, în acest weekend, pe 25, acest test grill în baza căruia se face admiterea. Universitatea de Științele Vieții Ion Enescu de la Brat, cred că mâine 23 e ultima zi a înscrierilor. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi va merge undeva în luna august, 2 august. Admiterea și modul, procedurile pe care le aveți dumneavoastră sunt un pic mai mult decât diferite decât ceea ce înseamnă procedura la celelalte universități. Și aș vrea să punctăm puțin din modul în care se face selecția, durata admiterii. Da. Fiind o instituție care are ca profil învățământul vocațional, normal, prima etapă este testarea aptitudinilor celor care, exact, urmează să fie studenți. Deci nu este de ajuns să dorești, trebuie să dovedești că ai aptitudinile necesare. Deci toate admiterile la noi au o fază eliminatorie în care se probează aptitudinile în diverse feluri, în funcție de specificul facultăților. Fie efectiv se investighează aptitudinile, fie se evaluează un portofoliu de lucrări. Și la noi admiterea este pe cale de a se încheia. Astăzi au mai fost probe, dar semnalele sunt foarte bune. Am avut mulți candidați, sunt foarte multe șanse să se ocupe toate locurile. La unele specializări a fost și concurență. Și urmează să vedem în zilele următoare, după ce se finalizează centralizarea rezultatelor, exact care este situația. Posibil să mai existe unii care nu promovează, pentru aceștia mai există o sesiune și în septembrie și mai avem și acele locuri mai speciale cu o bugetare aparte, vorba de studenții romi și români de pretutindeni. Specific pentru fiecare, alocat pentru fiecare universitate. Da, da, absolut. Deci lucrurile se anunță bune cu admiterea, suntem încrezători. Și din păcate, iată, nu sunt semne bune acest val al patrulea al pandemiei, această tulpină Delta ne-a cam bulversat, după ce o perioadă, iată, am crezut că lucrurile revin la acea mult dorită normalitate. Dar v-aș întreba, cum a trecut pandemia? Cum ați parcurs dumneavoastră alături de studenți această pandemie? Pentru că anul trecut a fost un an atipic. Și vreau să vă spun dumneavoastră, dragi prieteni, domnul profesor chiar a fost un om cu inițiativă și chiar dacă erau restricțiile și, bun, era zona online la folosită, domnia sa nu s-a oprit și chiar a avut un proiect foarte interesant alături de studenți. Dar începem cu pandemia. Cum ați trecut dumneavoastră ca profesor, studenții, colegii dumneavoastră? Pentru că a spus-o și dumneavoastră, Universitatea Națională de Arte George Enescu are un specific aparte. Arta nu se poate face prin telefon, în fața unui calculator, a unui laptop. Vă rog. Da, a fost o perioadă foarte grea, dar cum se spune, ceea ce nu te înfrânge, te întărește. Da. Au fost și niște părți bune, niște lecții bune pe care le-am învățat. Sigur, cele trei facultăți au specificuri foarte diferite. Formele cunoscute de a susține ore online prin internet
S-au putut aplica la destul de multe situații în care erau cursuri sub formă de prelegeri sau dialoguri. Și aici cei de la arte plastice și-au putut continua destul de bine activitatea. Acolo puteai să trimiți și lucrări online scanate, fotografiate și să fie evaluate online. Și la teatru lucrurile au fost amestecate. Într-adevăr, repetițiile au fost problematice, dar cel mai grav afectat a fost Facultatea de Interpretare Compoziției și Studii Teoretice, unde cursurile teoretice au putut continua clasic, dar activitățile de corepetiție și repetițiile în ansambluri au trebuit sistate în forma lor fizică. Ceea ce a fost foarte grav. De ce a apărut această problemă? Pentru că muzica este o artă temporală. Sigur, și o piesă de teatru decurge în timp, însă nu ești obligat la o anumită ritmicitate și nici la o anumită sincronicitate. Pe când în muzică, dacă ai doi instrumentiști, cei doi trebuie să se sincronizeze. Ori sincronizarea prin internet este extrem de deficitară. Internetul are latență foarte mare, de ordinul, în cel mai fericit caz, de ordinul zecilor de milisecunde. Uneori depășește și o secundă. Ea nu este supărătoare când vorbești cu cineva, dar când trebuie să îl auzi pe celălalt, să te sincronizezi cu el, este un dezastru. Îl auzi mult în urmă. Trebuie o sincronizare sub 12 milisecunde ca să cei doi să poată fi evoluat sincron. Deci orele de genul acesta prin internet nu au putut funcționa, găsind niște mijloace alternative. Adică studenții se înregistrau, părțile respective pe care le-au interpretat și ele erau evaluate ulterior. O situație mai fericită a avut o specializare a compoziției jazz și muzică ușoară, unde am majoritatea cursurilor. De ce au avut o situație ceva mai bună? Pentru că la aceste cursuri, prin natura genurilor muzicale, există un grad mai mare de tehnologizare. Deci se folosește tehnologia, plăci de sunet, programe de producție muzicală și așa mai departe. Studenții aveau așa ceva, ori cei care nu aveau acasă au primit din dotarea pe care o foloseam la cursuri și astfel ei s-au putut înregistra acasă în condiții foarte bune, în condiții mult mai bune decât o înregistrare făcută cu telefonul, și atunci am zis să încercăm să mutăm o parte din orele de ansamblu online și ne-am înregistrat fiecare acasă cu un metronom, astfel încât tot să fie să aibă un ritm, același ritm, același tempo. Ulterior, înregistrările au fost adunate, am făcut mixaj, un alt student s-a ocupat de editarea video, deci fiecare s-a înregistrat și audio și video simultan, cu mijloace diferite. Și am făcut ceea ce acum devine banal, a fost o pusderie de înregistrări în mediul online cu fel de formații care aveau membrii la distanță și aplicau. Dar la vremea aceea era ceva complet nou, în primăvara anului trecut. Exact, pentru noi toți. Și ne bucurăm că am fost, cred că, prima facultate din țară care a făcut așa ceva. Deci în cadrul orelor, nu așa ca activitate independentă, și cu ocazia asta am înființat și canalul de YouTube al specializării noastre. Deci ăsta a fost un beneficiu practic, dar s-a muncit foarte mult, a fost greu, însă sunt niște lecții pe care le-am învățat. Aș putea continua cu alte proiecte care au fost în perioada respectivă, perioada în care s-a întâmplat să se nimerească și aniversarea noastră, 160 de ani de la înființarea universității noastre și a Universității Alexandru Ioan Cuza. Au fost o serie de proiecte
care interesante și au fost dificile în perioada aceea, tocmai pentru că au fost forțate să fie difuzate online. Poate în felul acesta au avut o audiență mai largă decât în formele obișnuite. Aș aminti succint câteva din aceste proiecte. Tramvaiul Artelor, o inițiativă excelentă de a te conecta cu cetățeanul, în care studenții de la Facultatea de Arte Vizuale și Design au pictat tramvaie în parteneriat cu... Și avem imagini și putem să urmărim cadrul, da, și să ajungem la acele imagini, vă rog. Aceste tramvaie au circulat prin oraș, au putut fi văzute. Tramvaiul Artelor avea pe caroserie în semnele facultăților noastre, care au pătratul, figuri geometrice, pătratul, cercul și triunghiul cu culorile tricolorului. A fost, da, acesta este tramvaiul Artelor. A fost și un tramvai al IEI cu motive naționale. Deci aceste tramvaie au fost pictate de studenții noștri și cetățenii au putut vedea rodul muncilor. De asemenea, a fost un spectacol de coreografie al unei specializări recent înființate la Facultatea de Teatru. Un grupaj de trei momente, Out of Blue, Richard al III-lea și Foc, care s-au ținut la pe scena Teatrului Național din Iași. A fost un proiect numit Incursiune în istoria jazzului, ținut de orchestra de jazz a universității pe care o dirigez și pe care am înființat-o acum 5 ani, care este o orchestră activă. Am fost singura orchestră care... Și să ne, eu vă întreb doar, da, iertare, ca să mergem, să-l rog pe colegul meu să meargă la... că avem câteva imagini și cu orchestra jazz și să lărgim cadrul, vă rog. Deci cu această orchestră care are o activitate destul de dificilă, pentru că ea nu e formată din studenți care studiază jazzul, decât în mică parte. Ea se bazează pe cursul opțional de ansamblu jazz pe care l-au cei de la Facultatea de Interpretare. Doar câțiva din membrii ei studiază jazzul și sigur ei nu erau obișnuiți cu stilistica jazzului, dar totuși am obținut rezultate foarte bune cu această orchestră, ajungând și la festivalul concurs de jazz de la Târgu Mureș. Am fost singura orchestră prezentă în deplasare în Ardeal la acest festival, departe de casă, ceea ce zic eu că e o performanță. A fost și un concert atunci cu Orchestra Sinfonică a Universității, care a interpretat Suita Carmen, tot pe scena Teatrului Național din Iași. Un proiect multidisciplinar foarte interesant, despre care probabil a povestit mai multe colegul meu, Octavian Jighirgiu, Pandemon, un proiect care a ocupat un etaj întreg la sediul nostru din Cuza, de pe strada Costache Negruțe. Deci tot etajul care reprezintă, care este dedicat Facultății de Teatru, a fost, toate sălile au fost transformate, fiecare în câte o operă de artă, ca să spun, mediu virtual, în care au expus și studenții de la arte plastice, au participat și studenți și profesori de la Facultatea de Interpretare și Compoziție, creând muzica pentru camerele respective, și desigur foarte mulți studenți de la teatru, studenți de la coreografie, profesori. Un proiect deosebit de interesant, s-a scris și o carte despre el, urmează să fie tradusă pentru a beneficia de expunere internațională. Un proiect într-adevăr foarte interesant.
Astea au fost deci câteva proiecte puncte din exact din perioada pandemiei care totuși ne-au făcut să fim activi și să ne continuăm și activitatea didactică, să avem și proiecte în afară ei. De ce jazzul? Și să vorbim puțin și de cum m-a apărut această idee a unei orchestre jazz a Universității Naționale de Arte George Enescu, pentru că trebuie să le spunem privitorilor noștri, dumneavoastră sunteți dublu licențiat. Ați început la Universitatea Tehnică Gheorghe Isaki din Iași, la TCM, faimosul TCM, dar între timp, iată cum e viața omului, tot timpul învățăm, ne adaptăm. Ați venit și spre Universitatea Națională de Arte George Enescu. Așa este și de curând s-a întâmplat ceva foarte frumos, așa ca o poveste dintr-un film. M-am întâlnit cu fostul meu asistent de la TCM. El era foarte tânăr asistent atunci, eu student în an terminal. După care drumurile noastre s-au despărțit ca să ne întâlnim de curând, reîntâlnim de curând pe funcții omologe, da. El fiind, este vorba de domnul Nicușor Seghedin, el fiind prorector cu activitatea didactică la Universitatea Tehnică Gheorghe Isaki, la dumneavoastră la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Universitatea de Arte, da. Și ne-am întâlnit și am discutat și am pus la cale viitoare colaborări care sunt de fapt o extensie a unor colaborări care se petrec deja, despre care poate vom vorbi la un moment dat. Pe viitor, la specializarea compoziției jazz și muzică ușoară, ea s-a înființat în 1994, deci relativ de curând am sărbătorit 25 de ani de la înființare. Era imperios necesar ca aceste genuri să fie studiate în învățământul muzical superior. Ele nu numai că erau ignorate, dar că chiar erai privit destul de dezaprobator sau au fost și chiar cazuri de exmatriculări cu studenți care erau prinși că cântau altceva decât repertoriul clasic. Și culmea, aceste genuri erau foarte populare și tocmai acestea nu se studiau deloc, fiind lăsate cumva la latitudinea amatorilor în cea mai mare parte. Deci era imperios necesar ca ele să fie studiate. Culmea, ele fiind existând programe de studii în țările comuniste înainte de 89. Polonia, de exemplu, era o forță în jazzul european înainte de 89 și încă este. Deci foarte bine că s-a înființat această specializare. Printr-o întâmplare foarte fericită, eu m-am nimerit student la Universitatea de Arte exact când s-a înființat și am devenit student al primei promoții. Ulterior, după ceva timp, am devenit profesor asociat la Universitatea de Arte și apoi am devenit asistent și am urmat întreaga carieră universitară, devenind profesor la specializarea pe care am urmat-o. Și participând la dezvoltarea ei, trebuie spus că la această specializare se studiază într-adevăr jazzul, dar în numele ei este și componenta muzică ușoară, pe care noi am abordat-o în sens mai larg. Deci muzică pop, se studiază inclusiv ceea ce este valoros în muzica rock. Este foarte important să se studieze această creație. Beatles, Pink Floyd, Yes, sau chiar gen rock-ul alternativ de azi, Porcupine Tree sau formații de la noi din țară, Byron. Deci sunt creații foarte valoroase care trebuie cunoscute de studenți. De tineri, de noua generație. Și mă bucur că aceste genuri sunt studiate numai la noi, la Iași.
Și să lărgești cardul Valentin pentru să-l vedem pe domnul profesor dirijând. Apropo de, iată aici, dragi prieteni, în imagine este domnul profesor alături de studenți, de colegii domniei sale. Da, aceasta este una G Big Band, este orchestra de jazz a universității, care s-a înființat acum circa 6 ani. Bazându-se pe acele cursuri de care vă spuneam, ansamblu jazz opțional, nu aveam toate instrumentele, așa că am recurs și la studenți la specializare compoziție jazz și muzică ușoară, și care sunt în special în secția ritmică, și așa am reușit să avem orchestră de acest fel, care era foarte necesară din mai multe puncte de vedere. Deci așa cum cei care studiază instrumentele din orchestra simfonică, vioară, flaut și așa mai departe, au orchestra simfonică a universității unde învață să cânte într-un ansamblu. Cei care studiază muzica vocală au fel și fel de ansambluri vocale, cor. La fel, cei care studiază jazzul trebuie să aibă orchestra lor de jazz, deci era necesar. Și big band-ul este peste tot privit ca o orchestră de elită. Noi nu suntem chiar una de elită, tindem să fim una, ne străduim, dar este un mesaj bun pe care universitatea noastră îl transmite, că avem și o astfel de orchestră. Ce v-a atras pe dumneavoastră la jazz? Venea din familie, ați avut părinți, cunoștințe, sau pur și simplu a fost o alegere a dumneavoastră? A fost o alegere, rodul unei evoluții a gusturilor muzicale, ca să spun așa. De fapt, foarte mulți iubitori de jazz au pățit așa, dacă pot spune. În anii 60-70 erau relativ puțini muzicieni de jazz și erau ceva festivaluri, dar nu se poate spune că era o mișcare la nivel național foarte vizibilă. Exista categoric, dar se mai transmiteau Johnny Răducanu, Aura Ruzicianu, Marius Pop, erau vizibili, dar nu în prim plan. Deci puțini au fost cei care au devenit iubitori de jazz prin tradiție. Au avut așa ceva în jurul lor, în familie. Sigur, au existat unele centre unde jazzul a fost mai prezent și Iașul a avut viața lui în acest domeniu. Muzicieni precum familia Popovici, cei trei frați Popovici, din păcate Titel Popovici nu mai este printre noi, Liviu Mărculescu, Romeo Cosma, desigur, Cristian Gârlea, nu mai, cer scuze că nu mi-amintesc pe toți problemă. Acum. De exemplu, Liviu Mărculescu îl vedem, e chiar în orchestră. Romeo Cosma, o figură pe plan național, a fost și dumneavoastră profesor. Categoric, da. O figură da. Inconfundabilă. Liviu Mărculescu este un om foarte tânăr la suflet și la spirit. Așa este. El a fost pe platoul nostru, da. Absolut. Și este un om extrem de generos. A acceptat fără rezerve să ne ajute cu experiența lui, cu profesionalismul lui. Și este practic un colaborator constant în orchestra noastră. A mers cu noi peste tot pe unde am concertat. Îi mulțumim tare mult pentru ajutor. Și această orchestră și concertul de aici, de care pomeneam, incursiune în istoria jazzului, a fost și prilejul unei colaborări, unei prime colaborări cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Domnul lector Petru Hăruță, care este șeful studiilor specializării jazz și muzică ușoară de acolo, trompetist. L-am avut invitat, el apare la un moment dat într-o înregistrare care este sincronă cu noi. Deci iată că am putut face colaborări la distanță, în izolare, datorită acestor vremuri. Deci au existat și beneficii.
Cum i-ați simțit dumneavoastră pe studenți în aceste luni, în anul trecut universitar, în acest an universitar? Pentru că știu că aveți o manieră aparte, o relație aparte cu studenții. E și dincolo de domeniu frumos al artelor, al muzicii, e și un alt tip de abordare, o altă relaționare. Așa este. Prin natura, felul în care decurg orele la noi, sunt puțin, relativ puțin studenți într-un an. Este o specializare, sunt între 5 și 7 studenți într-un an. Iar orele de ansamblu decurg cu studenții din toți ani simultan. De ce? Pentru că nu avem toate instrumentele în fiecare an. Și atunci ei se adună cu toții și formăm o formație și se rulează. Deci soliștii sunt cei mai mulți și ei se rulează. În aceste condiții și inclusiv faptul că am concertat până la începutul pandemiei în afara universității, se creează un alt fel de legătură. Eu cânt împreună cu ei, este o problemă cu care ne confruntăm de mulți ani. Nu avem basiști, studenți care să dorească să cânte la chitară bas și a trebuit să cânt eu cu ei, dar e bine, pentru că deoarece cânt cu ei, ei nu mă văd pe poziția celui care stă pe margine și dă sugestii și monitorizează, da, și ci cam cum ar fi în armată în timpul războiului, în care îl vezi pe comandant luptând cot la cot cu tine. Deci cam așa ceva. Și puterea exemplului personal funcționează foarte bine. Tot ce le cer fac și eu, exact ca și ei. Și atunci ei nu mai pot să zic că n-am știut, că nu e așa. Da, da, da. E mai greu. Corect. E mai greu. Și da, s-a format o relație mai strânsă, hai să nu spun de prietenie, dar mai degrabă de camaraderie. Dincolo de relația între student și profesor, așa că avem o legătură mai apropiată și studenții au răspuns bine la apelul meu de a face toate eforturile să ne continuăm activitatea în toată perioada asta. Deci au venit la orele online, s-au străduit, au fost extrem de entuziaști în acele înregistrări de care vă vorbeam, postate pe YouTube, care au fost foarte dificile. Ele acum par ceva facil pentru că s-au făcut multe între timp. Dar la vremea respectivă erau primele înregistrări de acest fel la care ei participau, au necesitat foarte multă muncă, 2-3 săptămâni pentru fiecare clip, și s-au implicat cu entuziasm. Am depășit cu bine în perioada respectivă. M-aș întoarce la, iată, prorectoratul pe care dumneavoastră, iată, de puțin timp îl coordonați și m-aș invita să ne spuneți, să le spuneți privitorilor, membrii comunității academice la Universitatea Națională de Arte George Enescu, ce vă propuneți, ce presupune un asemenea prorectorat și ce vă propuneți dumneavoastră, care sunt proiectele, ideile manageriale pe care le doriți a le duce la bun sfârșit? Da, funcția mea are legătură directă cu asigurarea calității învățământului. Deci cu orice fel de activități, măsuri care au impact direct la asigurarea unui învățământ care să decurgă cu rezultate cât mai bune, eliminarea oricăror probleme organizatorice și asigurarea premiselor ca atât profesorii cât și studenții să aibă performanțe maxime. Sigur, există în această funcție o activitate, în această abordare a calității învățământului, o parte administrativă foarte stufoasă și destul de anostă, dar fără de care nu s-ar putea. Este vorba de tot ce înseamnă regulamente, metodologii, proceduri. Deci e rău cu regulamentele, dar mai rău fără ele. Este imposibil ca într-o instituție de dimensiunile unei universități, cu atâția angajați, cu atât de mulți studenți, cu atât de multe activități, ca ele să fie lăsate doar în baza
bunului simț sau a liberului arbitru. Nu se poate. Ele trebuie reglementate cu rigurozitate și în spatele oricărei instituții mai mari, eficiente, stă un complex de regulamente și metodologii foarte bine făcute. Cu cât sunt mai bune, mai precise, mai eficiente, cu atât instituția este mai eficientă. Deci, pentru că știi exact când te afli în fața unei activități, te duci, cauți unde este reglementată, cum trebuie să faci și n-ai cum să greșești, n-ai cum să, nu numai că să greșești, dar să încurci pe alții. Că fără voie se poate întâmpla ca ceea ce faci din neștiință să afecteze activitățile altora. Ori aceste regulamente tocmai asta vizează, cum se desfășoară activitățile școlare sau de altă natură de cercetare și așa mai departe, cum se cum metodologii de desfășurare a admiterii, a susținerii licențelor, fel și fel de proceduri. Deci cu asta are de-a face funcția mea în primul rând. Aceste regulamente toate trebuiesc periodic revizuite, aduse la zi, de văzut, puse în acord cu schimbările care apar atât în legislația țării cât și în viața de zi cu zi. Trebuie să ții pasul cu schimbările din viața cu zi cu zi, de cerințele studenților, ale profesorilor. Deci o muncă stufoasă, ca să spun așa, dar destul de foarte necesară trebuie făcută. Eu sunt la început de mandat, de-abia l-am început de circa, două luni, nu cred că sunt, așa că acestea sunt obiectivele pe care le am în vedere pentru ce urmează de acum încolo, întregul meu mandat, practic. Alt lucru pe care l-am în vedere este realizarea de cât mai multe cursuri în format digital. Mediul online a arătat cu prisosință nevoia unor astfel de cursuri. Când spun cursuri în format digital, nu mă refer la un fișier. La urma urmei, orice carte astăzi are în spate un fișier Word, să zic, da? Sau PDF. Nu neapărat asta este un curs digital, ci ceva interactiv, cam cum este o pagină web. Adică anumite cuvinte sunt subliniate și dacă dai click pe ele și ești trimis spre o altă pagină unde se dezvoltă subiectul respectiv. Există fel de fișiere media, înregistrări, fragmente de înregistrări video care exemplifică ce este acolo, tutoriale video. Deci asta înseamnă un curs în format digital, e foarte complicat, complex, de aceea la noi în țară, în general, nu prea există așa ceva. Au început să se facă la noi și am în vedere sporirea numărului lor, dar este o acțiune de durată. Un alt lucru pe care l-am în vedere și este imperios necesar este să devenim mai vizibil pentru publicul larg. Deja am început să facem asta și s-a făcut constant, dar se poate face mai mult. Mi-ar plăcea ca atunci când cineva este oprit pe stradă și întrebat, ai auzit de Universitatea de Arte, să nu spună, a, da, parcă este o universitate de genul ăsta. Să spună, a, da, Universitatea de Arte, știu, tocmai am fost la un spectacol cu studenții respectivi, mi-a plăcut, frumos, da. Fac o treabă bună, da. Vreau tot mai mulți cetățeni să devină în contact direct cu producțiile noastre, nu numai publicul domeniilor respective, adică publicul fidel filarmonicilor, teatrelor, galeriilor de artă. Cetățenii trebuie să afle că noi existăm și că nu suntem niște oameni acolo undeva izolați care creează rupți de realitate, ci studenții noștri sunt pregătiți pentru viața practică. De asemenea, această perioadă de pandemie a creat premisele și trebuie să o speculăm, să o fructificăm cât mai bine. Neapărat trebuie să avem o vizibilitate încă mai mare în mediul online.
Trebuiesc făcute producții care să fie vizibile în mediul online, canale YouTube pentru mai multe specializări. Sigur, nu este, lucrurile astea nu s-au realizat, știu, la nivel proporții foarte mari, pentru că aceste producții sunt foarte dificile. Deci ele echivalează cu, știu eu, un film sau filmul unui concert. Astfel de producții implică resurse foarte mari, mulți cameramani, editare video și așa mai departe. E dificil, dar nu imposibil, trebuie, se pot găsi căi de colaborare între facultăți, astfel încât, pentru că, încât să se poată realiza așa ceva, pentru că noi avem, spre deosebire de alte universități de arte, acest mare avantaj că le avem pe toate la noi acasă. În aceeași universitate avem și videoprocesare, și fotografie, și design vestimentar, dacă vrem să facem un spectacol de operă. Deci există premisele realizării unor producții împreună și care să fie disponibile și online. Un alt proiect, adică un alt obiectiv, ca mai bine spus, este să avem o prezență internațională cât mai mare. Proiectele internaționale sunt încă mai dificile, pentru că, din păcate, nu avem fonduri, bugetele universităților din Occident. Uneori ne depășesc cerințele lor, dar trebuie să găsim căi să fim prezenți internațional. De ce nu să vină și studenți din Occident să studieze la noi? Deja au început să se facă specializări în limba engleză, este vorba de Painting Fine Arts. Un merit în acest sens l-are colegul meu care a fost invitat în emisiunea dumneavoastră, Cristian Ungureanu. Am în vedere dezvoltarea unui proiect în care universitatea noastră a fost cooptată și este vorba de, el are acronimul YONGST, Young Orchestra Next Generation se numește, un proiect care pe mine mă entuziasmează mult, un proiect inițiat de o orchestră din Olanda, din Nordul Olandei, în Groningen, care se numește Nordpol Orchest. Ne facem un titlu de mândrie, de ce nu, că suntem singura universitate care a fost invitată în acest proiect din România. Ei au dorit să aibă un partener din Europa de Est, pentru că acest proiect vizează implicarea culturilor mai multor țări, realizarea unei orchestre de tineret cu studenți din diverse zone ale Europei care să-și aducă propria cultură în această orchestră și să se facă genuri muzicale foarte diverse cu influențe din multe zone. Deci nu muzică simfonică, ci orchestra simfonică care să cânte și jazz, etno-jazz, să aibă influențe din folclorul diverselor popoare sau din alte zone stilistice. E un proiect foarte ambițios care a aplicat la niște fonduri europene, programul Creative Europe, să sperăm că va obține finanțare. Astea ar fi obiectivele. Interesante, mari, diverse. Vă urăm mult succes. Aș vrea să ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră, pentru că iată, l-ați pomenit pe colegul domnul profesor Cristian N. Ungureanu. Știu că Universitatea Națională de Arte George Enescu are o colaborare foarte bună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asahi, da. Și spuneați dumneavoastră, mai sunt câteva minute și n-aș vrea să nu abordăm și acest plan. Pentru mulți ciudat, Universitate de Arte cu Universitate Tehnică, dar iată că s-au găsit niște punți și s-au găsit niște resurse astfel încât să fie o colaborare mai mult decât fructuoasă. Așa este. Universitatea Tehnică are un specific, are un patrimoniu uriaș. Ei au foarte multe clădiri,
Și foarte multe clădiri înseamnă mulți pereți, numai buni de pictat pentru studenții noștri. Deci s-au făcut astfel de proiecte în care clădirile acestea, unele destul de create în perioada comunistă, cu un design nu tocmai atrăgător, au fost înfrumusețate de studenții noștri. De asemenea, tot în spațiile Universității Tehnice s-au realizat și galerii în care studenții noștri au expus, s-au realizat și albume cu picturile expuse acolo. Este foarte meritos domnul prorector, pe care îl tocmai l-am amintit, domnul Micușor Seghedin, care a fost foarte deschis în a realiza astfel de parteneriate și vom continua. Există premise pentru parteneriate și punctuale cu anumite facultăți din cadrul Universității Tehnice. Avem deja un contact cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații, în dorința și un proiect cu care am aplicat la o finanțare din partea primăriei, că tot vorbeam că ne sprijină cu finanțări, în încercarea de a găsi o soluție viabilă dedicată învățământului muzical la distanță, încât să putem repeta membrii unei formații aflați în zone diferite la distanță. Asta este ceva provocator, sperăm că vom reuși să ajungem la o soluție bună. Și pe final, domnule profesor, bun, e un moment de bilanț, e un moment de bilanț pentru un an universitar. Ne dorim ca celălalt să fie unul normal, față în față. Arta nu se poate face doar online, să fim serioși. Da. Cu ce gânduri pentru studenții din, iată, care acum termină? Și cu ce gânduri dumneavoastră pentru noul an universitar? Pentru studenții care termină, îi încurajez și le doresc mult succes să facă cu față problemelor din primii ani de profesie, care sunt dificili. Și uneori te îndeamnă să apuci pe alte căi profesionale ca să ai un venit mai bun. Să rămână conectați la domeniul lor și mai degrabă să se uite la diverse alternative specifice din domeniul lor. Deci dacă ești instrumentist și vrei să suplimentezi veniturile, mai poți și preda, mai poți fi implicat în proiectele altora, să fii încrezător că este posibil, să ia foarte serios cariera didactică. Dacă vor deveni profesori, vor avea parte de multe satisfacții. Iată că și salariile profesorilor sunt mult mai bune și sunt mult mai respectați. De asemenea, vor avea și alte beneficii. Ca profesor nu se vor mai îmbolnăvi niciodată, pentru că când un student lipsește, și-l întreb de ce ai lipsit. Mi-am simțit rău, domn profesor. Sau lipsește o perioadă mai... Am fost bolnav, am fost în spital. Deci dacă te uiți la profesori, ei nu se îmbolnăvesc. Ei vin tot timpul la ore. Asta este. Dacă vei deveni profesor, veți avea o imunitate sporită și forță de a continua chiar bolnav fiind. Lăsând gluma la o parte, da, meseria de profesor te face destul de puternic de a face față unei clase, de a găsi resurse să continui când poate că cei din fața ta nu sunt atât de favorabili. Înveți psihologie, să te cunoști pe tine mai bine și pe cei din jur. Deci să nu neglijeze cariera didactică și sunt semnale destule că este loc de excelență în artă, s-a dovedit. Tocmai de curând a fost Gala Uniter, unde salutăm absolvenții Facultății de Teatru au luat 3 premii, este meritoriu, și la facultatea noastră de compoziție și interpretare a fost un premiu din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, este vorba de Leonard Dumitriu, profesor la noi. Deci este loc de excelență.
De asemenea, pe tinerii care se află la sfârșitul studiilor preuniversitare, îi îndemn să urmeze o carieră, să urmeze studii universitare, să meargă la o facultate. Sigur, trebuie să analizeze ce vor, dar o facultate făcută la timpul ei te schimbă radical ca om și îți dă o altă viziune asupra vieții și te plasează pe un nivel superior față, net superior față de cel la care erai când începeai studiile. Mulțumesc, domnule profesor, prezență plăcută. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, cu mare plăcere. Cred că deja la dumneavoastră, când vorbeați de mai mare vizibilitate, sunteți exemplu, ați acceptat fără ezitare invitația noastră și vreau să mulțumesc tare, tare, tare mult. Să-i mulțumesc încă o dată domnului rector Aurelian Bălăiță, să-l salut și pe domnul profesor Cristian N. Ungureanu, să-l salut pe domnul profesor Jighirgiu, pe toți colegii noastre, comunitatea Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Așadar, dragi prieteni, conferențial universitar dr. Dan Octavian Spânu, domnia sa, prorector cu activitatea didactică și calitatea în învățământ, dar ați văzut un om care își face cu pasiune și cu inspirație misiunea, își duce la îndeplinire misiunea de profesor universitar. Pe de altă parte, iată universul jazzului, univers foarte interesant, vă îndemn și pe dumneavoastră să cunoașteți. Astăzi aici se încheie ziua Bezei Live, rămâneți în continuare pe Bezei Live, pe Bezei Iași, pagina noastră de Facebook, pe YouTube. Noi ne revedem mâine în noi ediții interesante, vă dau întâlnire de la ora 13. Iată, l-avem ca invitat pe Vasile Stoicea, este director aeroportului internațional Iași, noi așa cu toții ne dorim și ne-am bucurat de, iată, existența acestui aeroport și putem să, într-o lume agitată, grăbită, mereu, ne ajută foarte mult în a ne deplasa. Iar de la ora 15, cea mai interesantă ediție a momentului pe zona învățământului preuniversitar ieșean, în platoul Bezei Live, repet, la ora 15, inspectorii școlari generale adjuncți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, profesor dr. Traian Florentin Ciobotaru, alături de domnia sa Cristian Pravăț, vom vorbi despre recentele examene încheiate, titularizare, definitivat, despre ce își propun domniile lor într-un sistem de învățământ preuniversitar care, vă repet, este cel mai important. Facem abstracție de municipiul București, acolo e un altă populație, cel mai important din România. Așadar, o ediție ce merită să urmăriți dumneavoastră, dragi părinți, dragi elevi, dragi profesori, să salutăm și să-i spunem sărătunile și doamnei inspector școlar general, să-i mulțumim pentru susținerea doamna profesorul Luciana Antoci. Până la proxima noastră întâlnire, dragi prieteni, cunoașteți-i pe oamenii de la Universitatea Națională de Arte George Enescu, universitate în schimbare, universitate deschisă, universitate cu oameni care au mentalități sănătoase. Așadar, merită, mulți dintre dumneavoastră, merită că sunteți tineri să-i cunoașteți pe acești oameni. Până la reîntâlnirile noastre, rămâneți pe www.vezei.ro. După amiază plăcută în continuare. La revedere, ne vedem mâine.